eu sunt Vasco, iar astăzi seria voastră educativă preferată de pe tot YouTube-ul românesc s-a întors. Cum funcționează unele lucruri cu adevărat? Este seria în care aflăm lucruri noi, interesante și în același timp distractive. Înainte să începem acest clip, două, am o surpriză pentru voi, guys. Mai exact, este vorba despre un concurs în care puteți câștiga un PlayStation 4 și o pereche de căști Beats by Dr. Dre. Ca să înțelegeți, cei de la Cubeti România au făcut acest giveaway posibil pentru fiecare abonat al canalului Vasco Tătaru. So, thank you, Cubeti. Deci fiți atenți, este mega simplu să participați la această extragere. Tot ce trebuie să faceți este să dați follow paginii de Instagram Cubeti Ro, pe care desigur o voi lăsa în primul link din descriere, dar apoi trebuie să găsiți la ei pe story 3 imagini diferite care formează o imagine întreagă. Voi le luați, le postați la voi pe Instagram în ordinea corectă, iar descrierea trebuie să conțină neapărat hashtag CubetiQuest. Îndată ce ai făcut acești pași simpli, vreau să te felicit, oficial te-ai înscris în concurs și, repet, ai șansa să câștigi un PlayStation 4 și o pereche de căști Beats by Dr. Dre, cu care veți putea asculta noua mea piesă. Ce? Vasco, piesă? What? Multă baftă și sper să câștigi tu. Bun, sunteți gata să aflați niște chestii? Cum își construiesc? Bă, muscă proastă! Am prins-o! Bă, ce reflexe am, ești nebun! N-am prins-o! Bă! Păi nu te prinde o fă? Este gol marcat! Vedeți chestia asta micuță? Mă chinui de 3 zile să o prind. Că tot am început în forță cu insectele astea nonorocite. În primul clip putem vedea cum își construiesc viespile propriile lor case. Chestia asta e incredibilă. Voi vedeți ce harnice sunt? Noi oamenii avem nevoie de specialiști, constructori. Nu mai vine nimic, dar gândiți-vă câți oameni trebuie să muncească pentru a construi o casă. Pe când viespile sunt ceva gen hold my beer, bro. Cum funcționează mecanismul maxilarului dublu a unei anghile? Da, știu, sună ciudat. Nu întrebați, doar priviți. Păi ce ai făcut, mă nene? O prins tarantula direct acolo între dinți. Ce e aia? What? Nu-mi vine să cred ce am văzut. Nici măcar nu știam că există așa ceva pe pământul ăsta. Săraca tarantulă. Hai să trecem la ceva mai normal. Cum funcționează grenadele? Băi, e mega interesant. Oh, nu, nu, nu! Ha-ha-ha. Deci la asta vă spun eu, nu vă așteptați. Cum o singură celulă poate deveni o salamandră? Da, ați auzit bine. Ce se întâmplă? What? What? Bro! Ce? O singură celulă, voi vă dați seama? Wow! Cea mai ciudată chestie pe care am văzut-o în viața mea. Bă, am așa o întrebare. Pe voi vă enervează pânzele de păiangăn? Eu, sincer, nu le suport. Hai să vedem totuși care este secretul din spatele lor. Cum drecu se formează aceste pânze enervante? Wait. What? Câtă muncă și dedicare pentru așa ceva. Suntem niște nesimțiți, mă jur. Cum vedem o pânză? Cum o distrugem? Uitați-vă ce talent! Voi vă dați seama ce monștri suntem pentru creaturile astea? E ca și cum mi-aș face eu o căsuță într-un copac, iar ceva extraterestru s-ar pișa pe ea direct. Cred că de azi înainte, sincer, o să fiu prietenul păianjenilor. Pe bune, eu de astăzi văd păianjenii altfel. Sper să moară toți. Cum strălucesc fulgerele în timp ce Dorian se învârte? Nu Dorian Popa, hâți, Johnule. Acest Dorian. Bă, de sus pare un spectacol. De jos, în schimb, e un film horror, vrei să te mint? Voi v-ați întrebat vreodată cum dorm balenele? Mă jur, n-o să vă vină să credeți. Eu când eram mic, mă gândeam că balenele dorm la fundul mării. Gen fundul mării, în capul meu era gen patul balenei. Dar, de fapt, adevărul a ieșit la iveală. Ce? Ele dorm și plutesc în același timp? Bro, this shit is crazy! Aș vrea și eu să dorm din picioare. Pare a fi, sincer, un somn foarte liniștitor. Pur și simplu ai închis ochii și plutești. Și visezi și plutești. Wow! Vă prezint modul în care sunt făcute gardurile de sârmă.
No comment. Cum își alinie maxilarele o viperă gabun? Sunt absolut ferm convins că chiar o să avem nevoie de această informație în viață. Bă! Oh! Bă, deci nu știu dacă știți, dar eu pur și simplu n-am putut niciodată să suport șerpii. Probabil că m-am uitat prea mult la Anaconda când eram mic. Copii, nu vă uitați la Anaconda. Toroto, toro, toro, toroto. Bă, habar n-am cine s-o gândit la chestia asta, dar e un geniu. Deci gândiți-vă că doar cu 3 butoane poți cânta orice melodie din lumea asta. Vedeți și voi, apăsând pe un buton sau pe două, schimbă traiectoria prin care aerul trece. Și așa se produc sunetele. Stai, ce? Există așa ceva? Bă, nu știu, dar pare mai ușor să le pui manual, drecu. Bă. Păi și după vă plângeți că vă fură roboții posturile de muncă? Cum se filmează o reclamă comercială pentru pizza? Băi, băi, ce... Băi! Aoleu, ai stricat pizza, omule! Clay? Bro! Păi ăștia ne fraieresc pe toți, mă! Nici nu știu ce să mai cred în lumea asta. Sunt profund dezamăgit. Bă, arată bine rău astea. Sunt mega satisfăcătoare. Mamă, cum arată! Cum aleargă un ghepard folosindu-și coada? O, bine, bine, bagă, boss! Dei, 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 dei! Ho, ho, ho! Stânga, dreapta, stânga, dreapta! Bă, ești inutil, bă! Îți dai seama că la ce viteză are un ghepard? Fără coadă n-ar avea nicio șansă. Cred că l-ar fugări căprioara pe el. Bă, a, bă, lasă pe știuțu! Vreau să merg în Mexic, vida loca.